Bună ziua, sunt Marcoviș Tamara, medic primar pediatrie, șef lucrări în cadrul Clinicii 1 Pediatrie a Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara. Am competență în medicină respiratorie pediatrică și totodată în somnologie. Ceea ce vreau eu să vă spun astăzi face referire la patologia respiratorie de căi superioare la copil. Această patologie este foarte frecventă în copilărie. Patologia acută infecțioasă predomină, dar nu numai. Din punct de vedere al infecțiilor de căi aeriene superioare, abordarea părinților trebuie să fie una competentă, informată. Cele mai banale infecții de căi respiratorii superioare necesită evaluarea de specialitate, atât de către medicul de familie, cât și de către medicul pediatru. În momentul în care există o recurență, o repetare frecventă a acestei patologii, este obligatoriu ca părintele să prezinte copilul la medicul pediatru. În momentul în care părintele observă anumite aspecte patologice, atât în timpul somnului, cât și în timpul zilei, de asemenea, pacientul trebuie prezentat medicului de familie. Ca să fiu mai clară, o să fac referire la problemele care pot să apară în timpul somnului, de la vârstele cele mai mici, respectiv de la sugar, copil mic, până la adolescent și care pot să aibă legătură între patologia copilăriei și patologia adultului. De exemplu, un copil care noaptea sforăie poate să aibă aspecte patologice în sfera orele sau sforăitul poate să fie banal, ocazional. Dacă sforăitul este pătrunzător, dacă este zgomotos, dacă este însoțit de tulburări de respirație, de mișcări anormale în timpul somnului, de somn neodihnitor, și de asemenea, dacă copilul prezintă anumite comportamente anormale în timpul zilei, de exemplu, somnolență excesivă sau agitație psihomotorie sau randament școlar neadecvat, rezultate școlare slabe, părintele trebuie să aibă în vedere o patologie a somnului. Și în această situație este necesar să se adreseze, în primul rând, medicului de familie. Trebuie să vă informez că medicii de familie cunosc câteva date despre patologia somnului la copil și pot să îndrume pacientul și pe părinții acestuia la un medic care are competență în a explora și a trata această patologie la copil. Noi aici, în Spitalul de Copil Luis Turcanu, avem posibilitatea să evaluăm atât prin anamneză, adică interesându-ne despre istoricul patologiei, prin examen clinic și examene paraclinice și consulturi interdisciplinare, patologia somnului la copii. Aceasta poate să fie de ordin obstructiv sau să aibă altă cauză și alt impact asupra vieții și a sănătății copilului. În cadrul spitalului nostru putem să facem o investigație completă a problemelor de somn care apar la vârsta copilăriei și anume prin investigarea anamnestică, istoricul bolii, prin evaluare clinică completă, prin consulturi interdisciplinare în toate specialitățile care necesită evaluare și de asemenea putem să facem o explorare a somnului țintită prin chestionare de somn și putem să facem explorarea tulburărilor obstructive de somn, apnei de tip obstructiv, de asemenea apnei centrale și mixte. De asemenea, putem explora din punct de vedere funcțional somnul copilului prin efectuarea poligrafiei cardiorespiratorii de somn, având în dotare aparatura necesară, precum și competența subsemnatei. Sunt Marcoviș Tamara, medic primar pediatrie, competență în somnologie pediatrică și medicină respiratorie pediatrică. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem data următoare.